meciul de campionat cu Știința Bacău al fetelor de la CSM Lugoj a fost amânat. Potrivit lugojanul.ro, partida urma să se desfășoare sâmbătă 19 ianuarie, cu ocazia debutului returului de campionat. Decizia a venit după ce moldovencele au cerut amânarea partidei, jucătoarele fiind angrenate în meciurile din cupele europene. Totuși, partida de volei din Cupa României împotriva Științei se va desfășura după program, adică miercuri 16 ianuarie. Jocul începe la orele 18:30 la Sala Sporturilor Ioan Kunz Germănescu de pe strada Timișoarei. Partida este importantă pentru lugojence, urmând să decidă una dintre cele patru finaliste ale Cupei României. În clasamentul actual, CSM Lugoj ocupă locul al 7-lea din cele 9 echipe rămase în campionat, adunând 8 puncte până acum. Știința Bacău este pe locul al 3-lea cu 15 puncte.